Slăviți și binecuvântat să fie numele Domnului. Vrem să mulțumim mai întâi pentru dragostea ta care, cu care ne-a binecuvântat și ne-a ajutat să putem să ne mai adunăm odată după o perioadă mai lungă, aproximativ o lună de zile de când nu am mai intrat. Și mulțumim Domnului că și El ne-a mai prelungit firul vieții, atât mie cât și soțului meu și pentru că știți foarte bine, am trecut prin COVID și pneumonie, dar Dumnezeu este Cel care ne-a scos spiritual și vrem să-i mulțumim și la fel și v-a păstrat firul vieții și vouă dumneavoastră, care pe unde sunteți pe pământul acesta, că și tot mâna Domnului este cea care este cu noi peste tot. Praise the Lord and God bless you. We want to thank God that with God's grace we are life now after about a month. As you know, we have been sick with COVID and pneumonia, my husband and myself. We haven't been online in a long time, and we thank God that God has added days to our lives, and we thank God that God kept you all safe, and we praise God for this opportunity. Welcome those that are with us, and welcome all of you that are starting to watch us live, and those who will watch after. We glorify God for His worth, our praises and glory. Amen. Pastor Raj. Praise the Lord, everyone, and God is good all the time. Slăviți să fie Domnul și vă spunem tuturor că Domnul este bun totdeauna. And we give praise to Almighty God. He gave us the opportunity today after a long time. Și mulțumim și slăvim pe Dumnezeu că și ne-a dat oportunitatea acum după mult timp. And today really this is a great time that God gave us for thanksgiving, because God gave a big miracles for our dear sister Oltia Ozan and her husbands. Este o zi de mulțumire cu care venim înaintea Domnului, căci Domnul ne-a prelungit firul vieții, cum a zis, atât mie cât și soțul meu. And I know that after that, when we are a long time, we have a gap. And people, they are disappointed, people are disturbed. But today, the power of the Holy Spirit, He worked in your personal life. And He encouraged for all of you. Și știu, pentru că a fost o perioadă mai lungă, deci unii au fost descurajați, nu mai știut când intrăm, cum intrăm, dar astăzi Duhul Domnului este acela care vă va încuraja pe fiecare. And many times I have a desire to come online, but when I think, oh, I have a no translator, the sister Oltia, she is sick, and who is ready to translate to me, and that's why I give some Bible verses and some encouraging words I put on my face. Wow. Și de multe ori când era timpul să intre și dorea să intre live, zice, oh, n-am traducătorul. Sau, deci, a încercat doar să pune niște versete de încurajare pe pagina lui. And I give thanks for all of you, my brothers and sisters. You are continually praying for Sister Oltia Ozan and my husband. And my daughter also, Tracy, and she is feel better now. Ia, și vă mulțumesc și fratele Raș și eu de asemenea vă mulțumim tuturor care v-ați rugat pentru noi și de asemenea pentru fiica fratele Raș Tracy, care este și ea mai bine acum, a slăvit să fie Domnul. And now I'm telling to everyone all the time, please don't share your personal information to anyone. I don't forget for these things, and please continually share this live video to other groups and WhatsApp, Instagram, whatever you're watching, you're using the app, you can share this, please. Și încă o dată vă anunțăm cum începusem deja să nu dați datele personale nimănui, deci care ne cunoașteți, chiar dacă ne impersonează în numele nostru, deci să nu dați și de asemenea vă rugăm să distribuiți acest video prin grupuri, WhatsApp sau unde puteți. You all are know very well that today we have started this service, Saturday online live fellowship. This is a thanksgiving.
Și toți știm că ce sâmbătă noi intram live și de data aceasta este o zi de mulțumire, cum am amintit. And your every single comment is very valuable for us and our team. Și fiecare comentariu sau tot ce scrieți are valoare pentru noi. And now we are ready to pray and after that we start our worship, poem, testimonies and the word of God. Și ne vom vom începe cu rugăciune și apoi vom intra în slujire cu mărturisire, cu cântări, poezii și cuvântul Domnului și Domnul să ne binecuvânteze. Let's pray. Și ne vom ruga. Heavenly Father, we surrender ourselves in your precious hand, O Lord. Tată Ceresc, ne încredințăm pe noi și în mâinile tale prețioase, Doamne. Lord, you know very well this is your grace upon us and our ministry. And you give this opportunity again in this Saturday. Doamne, noi știm că și doar harul tău este cel care ne-a dăruit încă o dată oportunitatea în această sâmbătă, Doamne, să putem să intrăm în părtășie, Doamne. And Abba, we praise you after a long time, you give us a chance again, we start your work online. Da, Doamne, și te lăudăm pe tine, că și după atâta timp ne-ai dat din nou șansa, Doamne, să putem să intrăm, Doamne, online. Lord Jesus, we are nothing without your help. Da, Doamne Iisuse, suntem nimica fără ajutorul Tău, Doamne. Holy Spirit, please you lead and guide and teach us today. Duhule Sfinte, te rugăm, o Doamne Iisuse, condu-ne, ghidează-ne, învață-ne atât astăzi cât și pentru totdeauna. Lord, you touch for all the brothers and sisters that are watching us live tonight and sharing this live video to other groups and other places. Și te rugăm, Doamne, să atingi, Doamne, fiecare frate, fiecare soră care sunt cu noi, Doamne, și cei care ne urmăresc live, Doamne Iisus. Thank you, Father God, for the brothers and the sisters, the girls, O Lord, the children, the singing songs and the poem, the testimony, and the Lord, we give everything for your name. Și îți mulțumim, o Doamne Iisuse, pentru tot ce se va face astăzi, Doamne, și preia Tu controlul tuturor lucrurilor, a cântărilor, poeziilor, celor care vor vorbi, Doamne, și tot ce se va face astăzi, Doamne. Thank you, Father God, you are hearing our prayer. Și îți mulțumim, Tată, Dumnezeule, că și Tu ne asculți rugăciunea. Și în numele măreț al Domnului Iisus Hristos ne rugăm. Amin. Now we are surrendered once again to the sister Olthia. She lead us and the beautiful smile and the praising to God and the testimony. Yeah, beautiful smile after a long time of not long smiling time. That much. Yeah, so mă lasă pe mine să anunț un pic, dar deja ne știm care cum suntem cu cântările. Și mulțumim, Doamnele, pentru toate. Deci vom avea și fetele sau tinerii din Biserica Fratelui Raj. Let me know when your girls are ready to sing. Yeah, they're ready. They're ready? Okay, yeah. So atunci vom asculta. Okay, so așteptăm fetele sau grupul de tineri din Biserica Fratelui Raj să cânte, apoi ei merg la culcare, la ei este târziu. Și apoi vom avea pe sora Sanda cu o cântare, fratele Cristian, cu o poezie. Și apoi o să mai anunțăm sora Elena o cântare, fratele Eugen îl avem. Thank you.
Thank you.
Thank you.
life, God, we give thanks to Lord. Let's clap. We praise you, Almighty God. First of all, the song, Kilasi. And the Spirit of God, the Holy Spirit, He giveth a lot of blessing upon you and your family. A prima cântare a fost, deci Duhul Domnului este Cel care să lase multe binecuvântări peste voi și familiile voastre. And the Holy Spirit, you lead and guide us. Și Duhul Sfinte condune și ghidează-ne. And I'm a very dirty man for the top of the hair and the feet. Căci suntem murdari din creștetul capului sau din cap până în tăl. And through my own sin. Deci din cauza păcatelor noastre. And through your blood of Jesus Christ, you washed me and you give a bright color for my face. Aleluia. Și tu, prin sângele tău, ne-ai spălat și ne-ai făcut să strălucească fețele noastre. And the second song, and we are accepted you in our heart. Și a doua cântare este, te-am acceptat în inimile noastre, Doamne. And you are entered in my spirit. Și ai intrat în Duhul nostru. And we give praise you, we give praise you. Și te laudăm, te laudăm. And you die on the cross for me. Ai murit la cruce pentru mine. You die on the cross for me and you are a put on the tomb for me and you rise up a third day for me. Căci tu ai murit la cruce pentru mine, ai fost îngropat în mormânt pentru mine și ai înviat a treia zi. And through your blood you buy on me. Și prin sângele tău m-ai răscumpărat. We give praise you, we give praise you. Te slăvim, te slăvim. Aleluia, glorie ție, Doamne. And I praise you, your name. Și slăvesc numele tău, laud. Și mă închin numele tău. And I glorify your name. Și glorific numele. And you are the only one hope for me.
Și tu ești singurul și unica speranță pentru mine. Aleluia. You are my peace. Tu ești pacea mea. Huh? And you are my healer. Și tu ești cel care mă vindecă. Aleluia. Jivan Badalda? Jivan? And you are my life. Și tu ești viața mea. Aleluia. And this is my prayer in front of you. Și aceasta este rugăciunea mea în fața ta. And I praise you, I praise you. Și te slăvesc, și te slăvesc. Aleluia. Thank you. And this is the next in your hands. A gloriei Domnului Iisus Hristos. El este cel care ne vindecă, El este cel care ne-a spălat pe toți și aceasta este istoria noastră a tuturor. So, welcome, Pastor George. God bless you. It's been a long time. Și bun venit tuturor care sunteți cu noi, mai mulți, dar nu o cameră, Domnul să-i binecuvânteze. Vom continua cu ajutorul Domnului și vom lăuda pe Domnul prin sora Sanda, o cântare, fratele Cristian, o poezie, sora Elena, dacă o să poată, după aceea să cânte, ok? Și apoi mai amintesc un pic, să vedem cum facem, o să fie cuvântul, să nu fie prea târziu pentru fratele Raj, și atunci o să mai punem o serie de cântări, ok? Sora Sanda, fratele Cristian, Elena. Pacea Domnului Iisus la toți. Pacea Domnului Iisus. Și am din partea Domnului un cuvânt minunat pentru noi toți, de la 2 Tesaloniceni 3:3. And I have an awesome word from God for all of us from 2 Thessalonians 3:3. Credincios este Domnul. El vă va întări și vă va păzi de cel rău. Amin. But the Lord is faithful, who will establish you and guard you from the evil one. Amen. Aleluia. Și apoi niște cuvinte minunate prin Duhul. E harul meu și acum acel ce te ocrotește. And then some other words that came through the Holy Spirit. It is my grace, even now, the one who protects you. Amen. Te ține să nu cazi în voi de întristare. And it keeps you or holds you so you don't fall in a valley of sadness. Iar bunătatea mea în inimă îți sădește. And my goodness has been planted in your heart. Pe al veții tale cer, după furtună, soare. On the sky of your life, after you've been through turmoil, trials, so he's going to give you sun. Alege doar să crezi că tot ce ți-e spre bine. Choose only to believe that all things are for your own good. Am pregătit de mult spre bucuria ta. Which I prepared for a long time for your joy. Ca mâna mea de tată e întinsă pentru tine. Because my hand as a father was stretched out for you. Chiar dacă astăzi tu nu știi de ce e așa. Even if you do not know today why all these things are the way they are. Pentru că sunt aici și eu dau biruință. Because I'm here and I am the one that give victory. Nu te uita în jur la cei ce te lovesc. Do not look around to those who hurt you. Nu ți întrista zadarnic atât de mult ființa. Don't let yourself to be saddened. Fiindcă eu sunt Domnul și veșnic te iubesc. Because I am the Lord which I love you with everlasting love. Amen. Deci, da, El ne va păzi de cerul și ne va întări și a fost și aceste versuri prin Duhul. Glory to God. So these are the verses that she received through the Holy Spirit. Voi cânta o cântare
cunoscută. Nu te îndoi, ci crede. And she will sing a very known Romanian song, do not doubt, but believe. Pentru că avem nevoie de credință, că după orice nor, e un soare și mai dulce și mai strălucitor. We need faith, so because every time after each cloud, the sun will shine even more brighter. Hallelujah. Slăvit să fie Domnul și El să-mi dea putere și har. Amen, amen. Nu te îndoi, ci crede că după orice nori, un soare și mai dulce și mai strălucitor. Nu norul este veșnic, ci soarele acel ce învinge și rămâne să pâne. Nu te uita la tine, că ești atât de slab. Nici la vrăjmașul care te-ar nimici de grab. Nu te uita la tine, dur la porțile de fier. La ora ce scrâșnește, ci uită-te la cer. Nu te uita la siduri, la porțile de fier. La ora ce scrâșnește, ci uită-te. Nu te îndoi și crede că dincolo de tot veghează Dumnezeul puternic Savaor, căci niciun păr nu-ți cade și nicio lipsă nu. Și nu-i nicio încercare decât prin voia Lui. Căci niciun păr nu-ți cade și nicio lipsă nu-i. Căci nici nu-o încercare decât prin voia Lui. Și dacă crezi puternic, nimica nu-i prea greu, ci totul se va întoarce spun și mai bine ale tău. Nu te îndoi, ci crede că-n ceasul cel mai greu, clipită de clipită, veghează Dumnezeu. Nu te îndoi, ci crede că-n ceasul cel mai greu, clipită de clipită, veghează Dumnezeu. Amin. Amen. Amen. Mm-hmm. E conform, acum am dădui seama și cu cuvântul și cu poezia cealaltă care a venit prin Duh. Toate spre mai bine al nostru. Slavă Domnului. Pater Cristian. Glorie lui Dumnezeu. Harul și pacea lui să fie cu noi cu toți.
atât cu cei ascultat, cu toți ascultătorii, cât și cu noi cei adunați aici. May the grace of our Lord be with all of us here and those who are listening to us. Cu ajutorul lui Dumnezeu vreau să citez o poezie care se numește Spre Ierihon și care este ceea ce Domnul Iisus Hristos a vrut să ne învețe prin pilda samaritanului milos, și anume ca să fim buni unii cu alții, să ne sprijinim și să nu rămânem nepăsători unii față de ceilalți. So with God's grace, he is going to recite a poem which is inspired from the parable that Jesus gave to the disciples about the Good Samaritan and learning from this to be good to each other. Spre Ierihon. Acel căzut între tâlhari privea cum trec acei mai mari. Pe lângă el, doi călători spre Ierihon trec nepăsători. Preotul și acel levit mergeau pe jos în pas grăbit. Spre cel rănit și dezbrăcat, ei nici măcar nu s-au uitat. Aceasta s-a întâmplat atunci cu acei cu legi și cu porunci. Dar oare astăzi, frații mei, suntem noi mai buni decât ei? Nu cumva oare ne grăbim și noi spre Ierihon în jos și n-avem timp să-l sprijinim pe cel căzut și păcătos? Domnul Iisus ne-a arătat pe acel samaritan model. El ne-a chemat și ne-a îndemnat să procedăm și noi la fel. Căci vai, ce mulți se duc și acum spre Ierihon pe același drum. Ei stau în vale dezbrăcați. Să-i ridicăm, suntem chemați. Veniți să-i ducem la hangiu, la hanul binecuvântat, căci Dumnezeu sfânt și viu de noi, de toți s-a îndurat. El ne-a promis când va veni, pentru tot ce vom cheltui, cu slavă ne va răsplăti, dacă pe el îl vom sluji. Pe aproapele tău să-l iubești, Iisus Hristos ne-a învățat, să-L ridici, să-L sprijinești, să-I spui că poate fi salvat. Veniți cu un de lemn și vin, să ungem răni și să le legăm. E atât de mult necaz și chin, pe cei căzuți să-I ridicăm. Spre Ierihonul blestemat și dintre noi mulți au plecat. Veniți să-i ducem la hangiu, până nu va fi prea târziu. Și voi, preoți, și voi, leviți, din drumul vostru să vă opriți, să ridicăm, să ajutăm pe toți la Domnul să-i chemăm. Amin. Amen, amen. So, the poem, like I spoke earlier, it's inspired from Good Samaritan. From Luke, I believe 10, a Bible verse, where the only one that came to help the one that had fallen and beaten was the Good Samaritan, which was Jesus. So many times there are many people that are fallen, brothers and sisters that are fallen, who are not to judge and not to pass by, but be the one to help them, to lift them up, to encourage them. And that's our duty as God's children and parts and the body of Christ, and help us, Lord, to this. Amen. Sora Elena, o cântare. Fața Domnului Iisus, mi-a fost gratis. M-a fost dor de voi. Mi-am dorit mult să ne vedem. Yes, yeah, she misses us. She desires very much so we can see each other, and the same from me, and we all miss you. Cu ajutorul Domnului vreau să cânt cântarea. Iată-mă, Iisuse, stau înaintea ta. And with God's grace, she's going to sing the song.
I'm here before you, Lord. I do not have many gifts. Dar vin să-ți dau inima mea. But I want to give you my heart. I do not have riches. Iată-mă, Doamne, cum sunt. Tu ești pe nume a mea bucurie și mi-e de ajuns doar numele să-ți cânt. I come to you as I am. You are my joy in this world, and I come to you the way I am. Okay? Iată-mă, Iisuse, stau înaintea ta. N-am daruri nespuse, dar vin să-ți dau inima mea. N-am bogăție, nici avuție. Iată-mă, Doamne, așa cum sunt. Tu mi-ești pe lume a mea bucurie și mi-e de ajuns doar numele să-ți cânt. N-am bani, n-am aur, tu mi-ești zaur, Iisuse dragă, eu te ador. Știu că odată spre sfintele plaiuri, în mii de stoluri, cu tine am să zbor. Iată-mă, Iisuse, mic și nesemnat, n-am comori ascunse, dar sunt prin tine om bogat. N-am nici palate, nici nestemate, n-am comori ascunse pe acest pământ. Te am pe tine, prieten și frate, sunt fericit, de aceea îți cânt. N-am bani, n-am aur, tu mi-ești zaur, Iisuse dragă, eu te ador. Știu că odată spre sfintele plaiuri, în mii de stoluri, cu tine am să zbor. Iată-mă, Iisuse, vin să fiu iertat, vin la a ta cruce, mă spală miele vinovat. Pentru vecie, Doamne, doar ție, viața mea-ntreagă ți-o dăruiesc și până sfânta împărăție, doar lângă tine vreau să trăiesc, numai cu tine la greu și la bine, până când iarăși vei reveni, chiar prin dureri, chiar prin suspine, nimic de tine nu m-ar despărți. N-am bani, n-am aur, tu mi-ești zaur, Iisuse dragă, eu te ador. Știu că odată spre sfintele plaiuri, în mii de stoluri, cu tine am să zbor. Amin.
Amin, aleluia, glorie Domnului Iisus Hristos. Și sora Elena și eu suntem, am supraviețuit COVID-ul și pneumonia și uite, slăvit să fie Domnul. She survived COVID and pneumonia and I also, so we give God the glory. Praise God. I believe because it's getting late for Pastor Raj in India, we're going to allow him to share with us the word of God, and then we'll continue with a few more points. We have Brother Eugene with us, and I think I saw, Sora Maria, Sister Maria with the poem, and then we're going to close with a prayer to Pastor George. So it's going to be kind of short today. So Pastor Raj, I'll put down so I don't forget, Vlad, Maria, and Pastor George, okay? Sau cu ajutorul Domnului, pentru că se face târziu, pentru fratele Raj, care este în India, va împărtăși cuvântul Domnului cu noi și apoi vom fi mai scurt acum, așa, ca să nu, încetul cu încetul, să putem să pot să-mi revin și ea. Și după aceea vom avea pe fratele Vlad cu o cântare, sora Maria, o poezie și vom încheia prin fratele George cu rugăciune pentru toți cei și cauzele care sunt postate. Slavă Domnului Iisus! Sau Pastor Raj? Praise the Lord, everyone! Slăviți să fie Domnul, vă spunem tuturor! În pace Domnului Iisus Hristos! Pacea Domnului Iisus Hristos și din partea mea. And God is good all the time. Și Domnul este bun totdeauna. And I appreciate for the short message you all are to come and join us today. Și apreciez că ați venit toți și va fi un scurt mesaj pentru toți care ați venit. And when I look to all of you, I have a full of joy in my heart. Și când vă văd pe toți, am bucurie în inima mea și la fel spun și eu. And little bit, when I see your face, I have the emotions come out and the tears come and I will try to control. But that's the reason I will stop a few minutes of video and clean for my eyes to share the gospel. Și când am văzut pe toți, chiar și la început, când am văzut și pe mine și care am intrat rând pe rând, scăpat lacrimile, că deci a fost o lună de zile și tot închidea camera ca să-și controleze lacrimile și la fel și noi, și la fel și eu, când mi-a fost dor de tot. I have the desire to come and help to each and everyone and give praise to Almighty God. He save and He protect us. Și am dorința parcă să vin să vă îmbrățișez pe toți și pentru că este Cel care ne-a salvat, care ne-a protejat, aleluia. But I know that we all are too far for each other, but in spirit we all are aleluia. One. We give praise and glorify aleluia. The name of the Almighty God. Și știu că suntem departe toți unii de alții și fizic nu putem, dar în Duhul suntem aproape și împreună îi dăm glorie și onoare lui Dumnezeu. And today we all to gather here because we give praise and thanksgiving to Almighty God. Și suntem aici toți împreună pentru că aducem slavă și mulțumire Atotputernicului Dumnezeu. And this is a wonderful time and wonderful opportunity God gave us. And I'm again to still, you know, Sister Volte, she's not a sick. The Pastor Raj is also sick. Without her translating the word, nobody to know to me. Și vreau să mulțumesc Domnule și deși numai eu am fost bolnavă, fratele Raj nu a fost bolnav, dar dacă n-au avut cine să-l traducă, nu a putut să intre nici el. And I give thanks for Almighty God. God not just healed to Sister Olte, but God healed her husband also. Și mulțumim Atotputernicului Dumnezeu care m-a vindecat nu doar pe mine, ci și pe soțul meu, slăvit să fie Domnul. And we all are to hear with the one unity, and I believe it, the power of the Holy Spirit, He touched a lot of people. They are inside in the hospital, they have under the machine, some people they have their coma, and I know that the power of the Holy Spirit, He changed to death in the life, in the name of Jesus Christ from Nazareth.
Și Domnul este acela care atinge și pe mulți care sunt în suferință, care sunt pe patrul de suferințe, fie pe diferite mașini sau în comă. Și puterea Duhului Sfânt atinge de ei și își vor reveni în numele lui Iisus Hristos de Nazaret. We all have the limitations. We are not reached too quickly to each other, but the power of the Holy Spirit and His hand, He touched to everywhere and every person. Aleluia. Noi suntem oameni care suntem limitați și nu putem să ne atingem unii pe alții, dar Duhul Sfânt și Dumnezeu este nelimitat. El poate să ajungă în același timp în orice direcție, fără limite, și să atingă fiecare persoană. The Bible says that to us, to teach us, He lead and guide us two or three gathered with His name. And His name is not a small name. He is the Almighty God. Ia, și El este Cel care este cu noi, unde sunt doi sau trei adunați în numele Lui. El este acolo care este prezent. Mâna Lui este acolo și mâna Lui nu este mică, este mâna tot puternică a unui Dumnezeu tot puternic. And I believe through the word of God, He encourage you, He give the direction in your life and you will grow up in Christ more. Și eu cred că astăzi cuvântul lui Dumnezeu vă va întări, vă va încuraja și vă va ajuta să creșteți. And I have 6 points for share with all of you today. Și am 6 puncte cu care se distribuie pentru voi astăzi. And I believe the 6th point is change your style of life. Și cred că aceste 6 puncte vor schimba stilul vieții noastre. And in my life and in your personal, in your churches and the many people, they always pray, Lord, give me a more anointing, Lord, give me a more power. Și oriunde în bisericile noastre și fiecare dintre noi ne rugăm, Doamne, lasă mai mult ungerea Ta peste noi, dă-ne mai multă putere. And many people, they go through the fastings and pray, the Lord, give me more anointing, more power. Și mulți oameni merg chiar și postesc, intră înaintea Domnului cu post și zic, Doamne, dă mai multă putere și lasă ungerea Ta peste mine. It is very good, you have a desire to receive more anointing. Și este foarte bine că ai această dorință să primești mai multă ungere. This is very good. You have a desire to receive the anointing. You're receiving the gift of the Holy Spirit. That's good. You have a desire to receive it more power. Și este foarte bine că ai această dorință să primești ungere, să primești putere și să primești Duhul Sfânt. Darul. This is not a problem. Aceasta nu ar fi problema. But. Dar. Something. We are for God. Dar este ceva care uita. When you receive the anointing and you receiving a car, the beautiful car, and you have the big house, the good one, but if you not maintain your car or you not maintain in your house, slowly everything is damaged. Dacă ai avea o mașină, primești o mașină frumoasă sau ai o casă frumoasă, dar dacă nu o menții mașina și nu menții curățenia în casă, nu menții casa, încetul începi și se distruge. And I believe it, you are all hearing to me properly. Și eu cred că ne auziți bine. And please you can inform to us if you hearing us clearly. And my voice, this is royalty because you translate to me. This is very important. Și vă rugăm să mai verificați, să scrieți cineva că nu ne audă bine. Deci verificați pe Facebook dacă se audă bine. Deci atât vocea fratelui cât și vocea mea. Because I need to be confirmed, the first of all, to someone, the message they send us in the comment box. They are hearing us properly, then I will start. Because this is a very important subject today. Yeah, deci așteptăm o confirmare. Că ne auziți bine, ca să știm, pentru că este important să se audă, că dacă nu degeaba vorbim, este un mesaj important. Eu vă aud, sora Oltea. Bine, ia. S-am primit confirmări că se aude foarte bine, slavă Domnului. So maybe it would be now, I'm talking about receiving and maintaining the anointing. Și subiectul de astăzi este a primi și a menține ungerea. You are hearing, Lord, pray, Lord, give me anointing. But how you know how to maintain your anointing? Deci auzim mereu și ne rugăm, lasă mai multă ungere. Dar mai departe, ce facem? Cum menținem? Cum rămânem sub acea ungere? You receive the blessing, but if you not know how to maintain your blessing, everything is you lost in your life. Primești binecuvântare, dar dacă nu știi cum să menții, să rămâi sub această binecuvântare, ai pierdut totul.
If you not maintain your family start to broken. Dacă nu îți menții familia, nu ai grijă de familia ta se va distruge. If you not maintain your ministry is starting to slowly to destroy. Dacă nu lucrarea care o faci și nu o întreții, nu ai grijă de ea, încetul cu încet aceasta se va distruge. But tonight I'm talking about the anointing. Dar astăzi sau seara aceasta, partea cealaltă a lumei, vorbim despre ungere. And I know that the many people there are a lot of fasting for the anointing. Și știu că sunt mulți care postesc să primească această ungere. And hours their prayer. Și se roagă poate ore întregi. Just for anointing. Doar ca să primească această ungere. But they did not know how to maintain your anointing. Că dacă nu știi să menții această ungere, să rămâi sub această ungere. Aici este problema. And this is the problem you lost for everything. Aceasta este problema că atunci pierzi totul. Number one, we need to learn. Și primul, numărul unu, trebuie să învățăm. Learn the art of waiting in the presence of the God. A învăța arta de a aștepta în prezența Domnului. And we don't have a patience. We are sit the presence of the Lord and we are wait. Dar nu avem acea răbdare să stăm în prezența Domnului și să așteptăm. We come quickly. Venim rapid. And we run quickly. Și fugim repede. O rugăciune scurtă, fugim repede. Come and say, Lord, this. And Lord, okay, praise the Lord, amen, go back. Și venim înaintea Domnului și ne rugăm, asta, am nevoie de asta, slăbit să fie Domnul și am plecat. If you do not have a patience to sit, you don't have the way, if you don't wait the presence of the Lord, how you maintain your anointing? Dar dacă nu ai acea răbdare să stai în prezența Domnului, cum poți să primești sau să rămâi sub acea ungere? And this is the art. Aceasta este o artă. You see surrounding your people, they did not have a patience, they continued to speak. Și ne uităm la oamenii din jurul nostru că nu au răbdare, deci continuu vorbesc. You have a desire, he quiet, and I start to say something. Și poate că am avea dorința ca să tacă, să vine și rândul nostru să zicem ceva. But they're not allowed to, you can you speak something. Dar nu te lasă să spui ceva. That means the person, they don't have a wait for you to speak something. Deci este o persoană care nu are răbdare sau nu îți dă șansa să spui și tu ceva. But that means you are still listening to other people, that means you have an art. To listen to others, but you don't listen to God, you need to learn. Și dacă ai acea răbdare să stai să asculți ce spune alții, deci aceasta este o artă și acesta sau un dar cum ar veni. Sau dacă nu ai această răbdare să asculți de alții, atunci trebuie să înveți. Can you learn something? Poți înveți ceva? Can you understand what I'm telling you today? Înțelegi ce vă spun eu astăzi? Can say yes or no, da or nu. Da sau nu, yes or no. Praise the Lord. Now we see few scriptures in the Bible, what we need to do when we go to the presence of the Lord. Și să ne uităm la anumite versete din Biblie, ce să facem când mergem în prezența Domnului. And we need to learn, we need to always remember, when you go to the presence of the Lord, He is the creator, and how we react when you go to the presence of the Lord. Și noi trebuie să învățăm El, Creatorul, când venim în fața Lui, cum să acționăm, ce să facem. El este Creatorul. He is not an ordinary person. Nu este o persoană oricare. Okay, now please you open your Bible, the book of Ecclesiastes in chapter 8. Și să Ecclesiastes, ok, să deschide Biblia la Ecclesiastes, capitolul 8. Chapter 8 and verse 3. Capitolul 8 și versetul 3. Okay. Nu te grăbi să pleci dinaintea lui și nu stărui într-un lucru rău, căci el poate face tot ce vrea. Do not be hasty to go from his presence. Do not take your stand for an evil thing, for he does whatever it pleases him. Can you understand for this verse? Înțelegem acest vers. Or we can read them one more time. So, citim încă o dată.
Do not be in a hurry to leave him. Deci nu te grăbi să pleci înaintea lui. When we go to the presence of the king. Când mergem în prezența împăratului. Which person they have a run to come quickly to the king, front of king and run? The person they have a doing something wrong. Care sunt acei care se duc repede în prezența împăratului și fug? Sunt acei care au făcut ceva, au greșit, au făcut ceva rău. And what we do? Dar ce facem noi? When we come to the presence of the Lord and we quickly run because we get ready to do something wrong. Or we have a fear, oh, I'm going to the presence of the Lord and the Holy Spirit is ready to correct me. That's why I'm not sit the presence of the Lord. Și cine nu stă în prezența Domnului, ci vine rapid și pleacă, sunt fie cei care se grăbesc să facă iarăși ceva care nu este plăcut Domnului, fie că au făcut deja și atunci le frică venind în prezența Domnului, că Duhul Sfânt îi va descoperi și atunci pleacă. Do not join in an evil matter. Deci nu... Do not join in an evil matter. Ia și nu stărui într-un lucru rău. For he will do whatever he please. Pentru că cel poate face tot ce vrea. This verse is very clear for us. Acest verset este foarte clar pentru noi. If you nothing bad in your heart, you sit the presence of the Lord hours and hours. Și dacă nu este nimic rău sau dorințe rele greșite în inima ta, atunci vei avea răbdare să stai în prezența lui ore întregi. And you look to the bad people, they're doing something wrong and they spend a lot of time and they make a lot of plan to how to make a robbery, to success a robbery. Și dacă ne uităm la cei răi care, de exemplu, au niște hoți care se pregătesc să fac planuri să spargă o bancă sau ceva, să fure, cât stau acolo și se pregătesc, ore întregi, plănuiesc și studiază și se pregătesc să facă un lucru rău. But we're doing a great job. We are in the presence of the Lord. Dar noi, care vrem să facem un lucru bun, trebuie să stăm în prezența Domnului. We need to learn for this art. Trebuie să învățăm această artă. We are not go to the presence of the Lord for time pass. Nu stăm în prezența Domnului doar să treacă timpul. He is the King of Kings. El este împăratul împăraților. He is the Alpha and Omega. El este Alpha și Omega. He is the first and end. El este începutul și sfârșitul. He is the Creator. El este Creatorul. And He give life for us. Și El este Cel ce ne-a dat viață. And we sit the presence of the Lord with the patience and we need to wait. Și noi trebuie să stăm în prezența lui cu răbdare și să așteptăm. Now the David have one desire for his heart. Și David a avut o dorință în inima lui. And I know that we have a lot of desires. Și știu că noi avem multe dorințe. Pastor Raj have a desire to go to Italy. Pastor Raja are dorința să ajungă în Italia. Sister Oltia, they have a desire to come to India. Sora Oltia are dorința să ajungă în India. And we all have a desire to meet in one platform to all of them. Și avem o dorință să poate să ne întâlnim pe toți care suntem în această platformă, cu toți să ne întâlnim. But David have a special thing for his heart. Și avea ceva special în inima noastră. Can you please read the Psalm 27 and verse 4? Putem să citim acum Psalmul 27, versetul 4. 27, versetul 4. Un lucru cer de la Domnul și îl doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul lui. Aleluia! One thing I have desired of the Lord, that will I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and inquire in his temple. And to inquire in his temple. And this is the desire of his heart.
aceasta a fost dorința inimii lui. And today in the world, how many people they have a desire, that kind of desire? Dar astăzi în lume, câți oameni sunt care au o astfel de dorință? And he have a desire, this man. Și acest om, acest bărbat, a avut această... I believe the whole of brothers and sisters, they have every Saturday, they are waiting the last month, continually 1 month. When the Saturday come back again and we are joined to again and worshiping to God and praising his name and singing song, they share the poem and the many things we have a desire and sharing the video to others. Și eu cred că toți cei care suntem aici, care am intrat și cei care obișnuiam să intrați sâmbătă cu noi, să distribuiți, să ne vedeți live, ați avut această dorință. Oare când vor intra fratele Raj sau Oltea și frații în lucrare sau fiecare în lucrare, dorința când vom intra din nou? And I believe that Sister Oltea, she's also excited for inside for her heart. When is to remove all the things and go and share my testimony and translate to Pastor Raj. Și eu am avut această dorință să scap de oxigen, să scap de suferință, de toate și să putem să intrăm din nou în lucrare. Aleluia. Because we all have one desire, we gather one platform and worshiping to Almighty God. Pentru că toți avem aceeași dorință să ne adunăm împreună și să ne închinăm Atotputernicului Dumnezeu. One thing I asked from the Lord. Un singur lucru cer de la Domnul. That I shall seek, that I may dwell in the house of the Lord all the day of my life. Și-mi doresc fierbinte, aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului. Why he have a desire to enter in the house of the Lord? De ce avea dorință să intre în casa Domnului? Can he go and see the walls, the left, the right, in the front, all these things? Să se uite, să vadă pereți în dreapta, stânga, în față și toate lucrurile care erau acolo. Or something special he see inside in there. Or era ceva special acolo, casa Domnului. To behold the beauty of the Lord, hallelujah. Hallelujah, și să privesc frumusețea Domnului, hallelujah. We all together, the Bible said, two or three gather with his name and his presence. That means when the God's presence come and the David have a desire to look to him. Hallelujah. Deci și noi când suntem doi sau trei adunați în numele Lui, El este prezent acolo și noi vedem frumusețea Lui și prezența Lui și ceea ce David își dorea. And to meditate in his temple. Și să mă minunez în templul Lui, în românește, da, în traducerea fratului, este să meditez în templul Lui. It's a little bit translation different. We are not go for inside the temple and just clap and go back, but we need to go there and we start to meditate. Nu doar să mergem în templul Lui, să bate în de palme și să mergem înapoi, ci să stăm acolo și să medităm. We see the beauty of the Lord. Să vedem frumusețea Domnului. And we start to meditate. Și să stăm să medităm. Praise the Lord. Slăviți să fie Domnul. And this is the first point. Acesta este punctul numărul unu. Learn to art of waiting in the presence of God. Să învățăm arta așteptării în prezența Domnului. Number second. Numărul doi. Learn to keep your separation. Învăța să păstrăm o separare. An unclean man will soon lose their anointing like a Samson. Un om care este necurat sau așa, își va pierde foarte curând ungerea ca și Samson. And we know very well about the story of Samson. Și știm toți foarte bine, care cunoaștem Biblia, istoria lui Samson. Maintaining the friendship with non-unclean peoples and he continued to talk to them, spend time and after that he lost his anointing. Și tot la fel cum Samson s-a unit cu cei care au fost necurați și împărtășia aceasta cu ei, deci și-a pierdut ungerea. When you are start to spend time with the unclean people, means unbeliever people, they not know to God, they have a drinking, smoking, alcoholic and negative word, they speak all the time, they're through the mouth, and you spend time with them, you lost your anointing.
Și tot la fel și noi, voi, dacă petreceți timp sau petrecem timp cu oameni care nu sunt creștini sau nu cred în Dumnezeu, nu au o viață autentică, oameni care folosesc băutură, care fumează, care vorbesc cuvinte porcoase, urâte, atunci încetul cu încetul se pierde ungerea. Oh, Pastor Raj, I'm very, a very anointed man and woman, you know, I'm hours and hours in prayer. Okay, that's good, praise the Lord. But when you spend time with that kind of people, you are lost, you are anointing. Și poate vei spune, oh, Pastor Raj, eu am sunt o soră sau un frate cu o ungere de la Domnul. Bine, foarte bine, dar dacă vei petrece timp cu astfel de oameni necredincioși, îți vei pierde ungerea. And I try to give you one example. Și voi încerca să vă dau un exemplu. This is Sandra, she's making a beautiful food for us. Sora Sandra ar face o mâncare bună, frumoasă pentru noi. And suddenly she give this food to unknown person. I said, I give to you because they are I'm waiting for them. They are not coming in my house and I give this food for you. Și poate că va zice, oh, tot să va vedea că ne așteaptă să venim la ea în casă, nu vom merge și la un moment dat se duce și dă mâncarea la altcineva. And this person, they did not know how to enjoy the food. They are eat like that, both hands, and he's using his clothes is dirty, and the house is full of dirty. Și poate persoana care ar aduce-o fi, știu eu, de pe stradă, care nu știe, nu are maniere și mănâncă acolo cu mâinile amândouă și începe să lase, să curgă pe el și să facă mizerie în casă, pe persoanele. And she is happy or she is upset? Sau sora Sandra va fi bucuroasă sau va fi supărată? She, the first thing, she is upset. Prima dată va fi supărată. Because the person did not give her respect for her food. Pentru că persoana nu va arăta un respect față de mâncarea ei sau. And the same thing when God give us the anointing and we not give a respect for his anointing, we are lost. Tot la fel și Dumnezeu, când lasă ungerea lui peste noi și noi nu-i dăm respectul cuvenit, atunci pierde. And we know the story of Samson. Și știm istoria lui Samson. The anointed man, he just did one mistake and his anointing is gone. Ungerea aceasta care a fost peste el, o greșeală l-a costat ungerea. Number 3. Și numărul 3. Learn to discipline your thoughts and words, committed your work to God. Învăța să ne disciplinăm gândurile și cuvintele și să căutăm să facem în așa fel ca gândurile noastre și cuvintele noastre să fie îndreptate către Dumnezeu. Learn to discipline your thoughts and words. Învăța să ne disciplinăm gândurile și cuvintele. Deci în direcția aceasta, gândurile și cuvintele. Commit your work to God on a daily basis and let him give you good thoughts for the day. Să ne încredințăm gândurile noastre în prezența Domnului, înaintea Domnului, ca El să ne dea cuvintele și gândurile de care avem nevoie în fiecare zi. And now, when we are wake up in the morning, what we do? Și acum, când ne sculăm noi dimineața, ce facem? Can we learn to how to discipline for my thoughts? Învățăm să știm să ne disciplinăm gândurile? Or just we wake up and drink the coffee and take a shower and pray the Lord with the blood in the Bible and then we start to run here and there. Sau doar ne sculăm, poate că, știu, ne spălăm, bem cafeaua, poate citim rapid Biblia și plecăm, alergăm în toate direcțiile. You need to say the Lord, you give me the good thoughts, you control my whole the day. Trebuie să ne încredințăm viața și ziua în mâinile Domnului ca să preia controlul gândurilor noastre, să învățăm să ne autodisciplinăm. We are not do these things. Dar nu facem lucrurile acestea. Because our thoughts start to run for long things, run here and there. Pentru că gândurile noastre încep să aleargă în toate lucrurile și lucrurile care le facem în fiecare zi. Our brain immediately to receive the negative wings first. Și mintea noastră prima dată va primi ceea ce este negativ. For example. Un exemplu. Someone tell to the Christian,
hey, you know the Pastor Raj, he's a murderer. Said, huh? Really? Dacă but he didn't believe it, but the action immediately changed. Yeah, deci dacă ar veni cineva să-i zică la fratele Cristian, oh, știi că pastorul Raj este un criminal. Poate fratele Raj n-ar crede, dar în dată impresia zice, cu adevărat. Deci prima dată, deci expresia feței se va schimba. Because the Satan, he put the thoughts, but he not believe it, the pastor Raj is the murderer, but the thoughts come immediately for his brain. Pentru că vine la nivelul gândului. Nu crede prima dată și nu credem lucrurile acestea, dar vrășmașul vine și aduce lucruri negative. When someone they talk to you, you are not like that, you need to be control your brain and you make a discipline. Și când vine cineva sau vin fel de fel de gânduri sau vine cineva și ne spune anumite lucruri, nu trebuie dintr-o dată să acționăm, ci să învățăm, să ne disciplinăm. Deci nu credem toate lucrurile. The thoughts come, hey, you are dying because you have a COVID. Și vine gândul, oh, ai să mori, că ai COVID. Și imediat, caz, deci, în descurajare, în deslădește. Because he shows the video in front of your eyes. Pentru că vine, deci aceste gânduri vine ca și cum ți-ar arăta un video, că deja te vezi mort și așa mai departe. Actually, this is not a truth. Dar, de fapt, nu acesta este adevărul. Praise the Lord. Slăviți să fie Domnul. This is not a truth. Nu, acesta este adevărul. Jesus Christ gave us the eternal life. Iisus Hristos este cel care ne-a dat viața veșnică. He allowed to us, we are a survive on earth. Și El ne îngăduie să trecem prin anumite lucruri și să supraviețuim pe pământ. He not took to Pastor Raj because I'm not finished my work on earth because he gave me the work. Și nu îl va lua pe pastorul Raj pentru că nu s-a sfârșit lucrarea. Când va veni vreme. The Stolte, she's not dying. The COVID and the one COVID and the double pneumonia, third pneumonia, fourth pneumonia, she's not be dying. Because God knows, no any other translator we have. Și tot la fel, și nici eu nu am murit. Și COVID-ul, și o pneumonie, dublă pneumonie, nu am murit. Pentru că nu mi-a sfârșit lucrarea. Că deocamdată nu este un alt traducător. Domnul Saduc. Because he not allowed. And he allowed to us, we need to discipline our thoughts. Iată, pentru că Dumnezeu nu îngăduie. Și noi trebuie să învățăm să ne disciplinăm mintea, deci să nu acceptăm negative. Commit your work to God on daily basis and let him give you good thoughts for the day. Să ne supunem, să ne aducem gândurile noastre și lucrarea noastră, tot ce facem în fiecare zi înaintea Domnului și El este cel care va prelua gândurile și lucrarea care facem în fiecare zi. We are a Christian. Noi suntem copii al lui Dumnezeu, creștini. Yeah? Da? Da? Yes. You are a Christian. Okay. Yes. Now we read one scripture in the Bible. Acum vom citi un verset din Biblie. The book of Romans. Romani. Chapter 12. Romani, capitolul 12. Verse 1 and 2. Versetul 1 și 2. 1 cu 2, yes. Okay. Vă îndemn, dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, de fapt trebuie să fii transformați, vă prefaceți, prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amen. And we all are the Christians. Și toți suntem creștini. And Sister Olte, you can read in the word second, please, again.
Și vom citi versetul al doilea încă o dată. Nu, să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți, transformați prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. And do not be conformed to the world, but be transformed by the renewing of your mind, that you... Now, you see the two different ones, the lines. He say we are not like that of the worldly peoples. And worldly people, they have a thought. COVID and go. Deci să nu fim ca oamenii din lume, să nu fim ca ceilalți. Pentru că cei din lume, deci dacă ne conformăm lumii, lumea ce crede? Oh, COVID, data, mor. Because they don't have a hope. Pentru că nu au speranță. We need to praise to Almighty God, we have a hope. Dar noi trebuie să slăvim pe Atotputernicul Dumnezeu că noi avem speranță. Noi. Nobody pray for them because they nobody know to them. But the Christianity, they are believers, they are remembering to each other. They are continually pray. I'm sick, for example, like that sister Olte, she's sick the last time. And we all are pray for her, the people, they have a fasting for her and her husband also. Pentru că cei din lume, poate nu-i cunosc, nu știu să se roage nimeni, nu se roage, se roagă pentru ei. Dar pentru noi, ca și copii al lui Dumnezeu, cum am fost și eu bolnav sau poate rași ar fi să se îmbolnăvească, tot ne-am rugat pentru el, cum și toți v-ați rugat pentru mine și soțul meu și vă mulțumim. And I if I not forget, I think the brother the Christian Dungar, he's also affected by the COVID too. Ia, și la fel și fratele Cristian, deci în prima tur a fost și el afectat, bolnav cu COVID. He'll come back into life. Și a revenit la viață, aleluia. And why all this thing is possible? Because we are, as a Christian, we have the renew of our mind and we are pray for each other, we are glorify the name of the Lord. Și cum toate aceste lucruri sunt posibile? Pentru că noi, ca și copii al lui Dumnezeu, ca și creștini, avem o minte renoită. Noi ne rugăm unii pentru alții. Glory, I'm not crying like that the worldly people I have this kind of sickness come in my body and start to crying and weep and slowly we are done. Nu suntem ca cei din lume care nu au nădejde, nu au speranță. Dacă auzim de o boală, deci începem și ne supărăm, ne întristăm, plângem și încetul cu încetul ajungem și murim. But as a Christian, dar ca și creștin, but be transformed by the renewing of your mind. Suntem transformați prin înnoirea minții. Mind, the thoughts. Mintea, gândurile. I'm sit for this person, I'm do these things. No. Dacă stau lângă persoana aceasta, fac lucrurile acestea? Nu. We need to learn ourselves every day to how to control my thoughts. Trebuie să învățăm fiecare zi cum să ne controlăm gândurile. I need to learn how to discipline my thoughts. Și trebuie să învățăm cum să ne disciplinăm gândurile. You spend time with the unclean people and you have the wrong thoughts you are receiving to them. You need to be disciplined. No, this is not for thoughts from the Lord and this is thought for the enemy. You need to stop this thought. I don't need it. Și dacă vei sta sau vei petrece timp cu oameni necurați sau oameni care sunt în lume, care nu cunosc pe Domnul și de la ei vin fel de fel de gânduri, fel de fel de șoapte, noi trebuie să ne autodisciplinăm gândurile și să nu sunt de la Domnul. Noi trebuie să le îndepărtăm, să ne curățăm. And I know that we the sister Oltia and the brother Christian, they have the experience with the COVID, how they are going to... Don't know, Pastor Raj, we are know very well, not breathing easily and this and that. You are speak to preaching. But actually, we need to be, in that time, need to be implement the things in our life. Ia, sau zice, poate, frate Raj, tu vorbești cu ușurință, dar cei care am trecut, fratele Cristian, eu, sora Elena, care am trecut și știm că nu putem să respirăm fără oxigen și cât de greu a fost. Da, chiar și atunci, în momentele cele grele, trebuie să ne învățăm să ne disciplinăm gândurile. Deci nu ne gândim la rău. But when we are disciplined of our mind, I will telling you, you healed. Și atunci când ne disciplinăm mintea noastră, vă spun, atunci vei fi vindecat. When you discipline your mind, the not wrong thoughts come in your brain.
Atunci când ne disciplinăm mintea, gândurile rele nu vor mai veni în mintea noastră sau nu le va mai dă în voi. You need to learn. Dar noi trebuie să învățăm lucrurile acestea. Cum să discernem. Numărul 4. Learn to feed your spirit regularly on the word of God. A învăța să ne hrănim Duhul în permanență din Cuvântul lui Dumnezeu, din Scriptură. And I know that we all are to eat the food. Și știm că noi toți mâncăm mâncare. Some people they eat little, some little much and some too much. Și unii mănâncă puțin, unii un pic mai mult și unii prea mult. Some people, you know, not some people, I'm talking about myself, then have some special for my favorite one. There's someone the making, I eat lot of. Și nu zice cineva, nu cineva eu, dacă cineva face mâncare ceva bună, care îmi place mie, mănânc mai mult din aia. And when I don't like that the foods, I will eat very little. Și dacă nu-mi place mâncare, mănânc așa mai puțin. But in spiritually, dar spiritual, we are not taking a chance. Nu luăm deci nu don't take a chance, deci nu pierdem cum ar veni. Yes. We eat much. Să mâncăm mult. Much. Mult. Can say much. Much, mult. Everyone they say much or mult. Mult, okay, mult, much sau mult. You can speak through your mouth. Yeah, să spunem, ori românești, ori în engleză, să mâncăm mult, mult. Much. Good. Okay. You know, this is very important. When we eat much, that means we are give feed for our spirit. Și aceasta este important. Când mâncăm mult, ne hrănim Duhul, sufletul. We need to regular. Deci, în permanență. Regular. Deci, în permanență. Not for one day and after next week. Nu, o zi și după aceea săptămâna viitoare. Some people there eat every Sunday. Și unii mănâncă doar fiecare duminică. And Monday to Saturday they have a fasting. Dar de luni și până sâmbătă postesc. They have a fasting, they not eat the word of God. Deci postesc că nu mănâncă Cuvântul lui Dumnezeu. Deci așa, Sunday, nu este. Sunday they are open their fast with the reading the Bible. Dar duminica atunci deci citesc Biblia. We don't need to do these things. Noi nu trebuie să facem lucrurile acestea. This is not the will of God, we need to learn. Deci noi trebuie să învățăm, aceasta nu este voia lui Dumnezeu. The word of God is anointing us. Deci Cuvântul lui Dumnezeu este acela care ne aduce ungere. Now we see the scripture, the book of Proverbs, chapter 4. Și ne uităm în Biblie la Proverbe, capitolul 4. And this man, he's a very wise man and he has the knowledge and he teaches to us. Și acest om cu adevărat a fost un om înțelept și acesta ne învață, ne-a învățat. And chapter 4 and verse 20 to 24. Deci în capitolul 4, versetele 20 la 24. 20 to 24, yes? Yes. Ok, să Proverbe, capitolul 4, 20 to 24. Ok, 24. Fiule, ia aminte la cuvintele mele. Pleacă-ți urechea la vorbele mele. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi. Păstrează-le în fundul inimii tale, căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru trupul lor. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. My son, give attention to my words. Incline your ears to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart. For they are life to those who find them and health to all their flesh. Keep your heart with all diligence, for out of it springs the issue of life. Put away from you a deceitful mouth and put
perverse lips far from you. Now, this is the word of God. He helped to us to understand another things. Și acesta este cuvântul lui Dumnezeu care ne ajută să înțelegem aceste lucruri. Oh, it's okay. The Pastor Rajesh speak every time when he come online and he's speaking all these things. Okay. Deci poate vă spune, păstorul Raj bine și tot ne învață și ne spune toate aceste lucruri de fiecare dată, dar face nimic, pe ureche intră, pe alta iese. Now, the word of God, he give us the lesson today. Dar astăzi, cuvântul, scripturile ne dă această lecție astăzi. We need to attention. Noi trebuie să ne concentrăm atenția. Attention to my words. Să fim atenți la cuvântul lui. And carefully we need to hear, not be our close your eyes, ears, sorry. Ia, deci cu atenție să le ascultăm, nu să ne închidem, să ne ascultăm urechile. Word of God, always you look your eyes on the word of God. Și mereu să ne îndreptăm privirile la cuvântul lui Dumnezeu. And keep them in midst of your heart. Și să le păstrezi în adâncul inimii tale sau fundul inimii tale. You have a desire. Dacă ai dorință. Receiving and maintain your anointing. Dacă ai această dorință să primești ungerea și să rămâi sub această ungere sau să o menții. Someone say praise the Lord. Trebuie să spunem care va slăvi să fie Domnul. Number 5. Și e numărul 5. Associate with the people who are anointed. Asociază-te cu oamenii care au ungere. If you are give time to anointed people, you receive it anointing. If you are unanointed people, you give it a lot of time to them, you lost your also anointing. Acestea sunt transmisibile. Petreci timp cu oamenii credincioși, oamenii care au ungere, vei primi și tu aceeași ungere. Te asociezi sau petreci mult timp cu oameni care nu au nimic în comun cu Dumnezeu, care nu sunt oameni necurați, care nu respectă lucrurile acestea, încetul cu încetul vei deveni ca ei. And you see, the one person is a sick or the other member of the house, the person is admit in the hospital and the healthy people he's staying with the hospital and slowly he's starting to face like the sadness come for the face and slowly he feel like that he's sick because he spent time in the sick people's. Și dacă un om bolnav este admis în spital și cineva care este sănătos merge acolo, deci încetul, parcă și pe fața lui se vede întristare, ca și cum și el ar fi bolnav. Iron-shaped iron. Fierul ascuțește fierul. You can see that you have the scissor and you go for another iron things and then you have a mix again and then they have again to start a good work. Și dacă ai o foarfecă și atunci trebuie să iei un alt fier și stai să ascuți și atunci va tăia foarte bine. People transform anointing to each other. Și ungerea care este peste cei care au ungere divină transformă sau deci se transmite și la ceilalți care nu au. Hopeless people, when you spend time with the hopeless and you have also hopeless words, you speak to them. Oameni fără speranță, dacă sunt oameni fără speranță, dacă petreceți timp cu ei, după anumit timp, veți fi și voi fără speranță. And we need to take a decision what you do. Și noi trebuie să luăm această decizie, ce să facem. And number 6. Numărul 6. Learn to respect and honor to God. Să învățăm să respectăm și să onorăm pe Dumnezeu. And honor spiritually authorities. Onora autoritatea spirituală. Don't need to judge to anyone. Nu trebuie să judecăm pe nimeni. Who give this person to teach to me and who give authority to that man? Oh, cine este această persoană sau cine i-a dat autoritatea acestei persoane să vină să mă învețe pe mine? This is not your work. Nu aceasta este lucrarea noastră. Or this is not your work, or this is not your job. Nu este această lucrarea noastră sau serviciul nostru. And we see the one example in the Bible. Și avem un exemplu în Biblie. 1 Samuel. 1 Samuel. Chapter 26.
capitolul 26, verse 9 to 11. Și versetele 9 la 11. Dar David a zis lui Abishai, nu-l omorâ. Deci cine ar putea pune mâna pe unsul Domnului și să rămână nepedepsit? Și David a zis, viu este Domnul, că numai Domnul îl poate lovi, fie că îi va veni ziua să moară, fie că se va coborâ într-un câmp de bătaie și va peri. Să mă ferească Domnul să pun mâna pe unsul Domnului, la numai, ia numai sulița de la căpătâiul lui, cu ulciorul cu apă și să plecă. But David said to Abishai, do not destroy him, for who can stretch out his hand against the Lord anointed and be guiltless? David said furthermore, as the Lord lives, the Lord shall strike him, or his day shall come to die, or he shall go out to battle and perish. The Lord forbid that I should stretch out my hand against the Lord's anointed. But please take now the spear and the jug of water that are by his hand and let us go. Praise the Lord. Slăviți să fie Domnul. And once again, we are known for this story very well. Și încă o dată știm această întâmplare foarte bine. Saul ready to kill to David. Iacum, Saul mereu căuta să-l omoare pe David. One by one, he's doing a lot of mistakes. Și multe, multe greșeli care au făcut Saul. Full of jealousy with the against David. Și a fost plin de gelozie împotriva lui David. He have a desire to finish to David. Și avea dorință să nimicească, să distrugă pe David. The David he give you honor. Dar David l-a onorat. He not give you honor to the man, but he give honor to the God because God give him anointing to that person. Deci nu neapărat persoane, ci lui Dumnezeu, pentru că ungerea care venise peste el de fapt o pierduse, dar venise de la Dumnezeu. You are not giving honor to Pastor Raj, but you give honor for the anointing God gave upon me. Deci nu îl onorăm pe pastorul Raj, ci onorăm ungerea care Domnul a lăsat-o peste ea. If Pastor Raj have not anointing nobody to talk to Pastor Raj. Dacă pastorul Raj nu ar fi avut ungerea de la Domnul, nimeni n-ar fi vorbit cu ea. If I did not have an anointing the Pastor George, he not invite me in Kenya. Dacă n-ar fi avut ungere, pastorul George nu ar fi invitat în Kenya. And nobody to talk to me. Și niciunul n-ar fi vorbit unul cu altul. When we have an anointing, we receive it. And how we receive it? Because I may stay the presence of the Lord and I learn not just receiving the anointing, but I maintain my anointing. And the David, he did. Yeah. Și, deci, ungerea care o primit-o oamenii lui Dumnezeu de la Domnul. Și o menține, și cum o menține? Deci rămânând în prezența Domnului, ca și David, cum a făcut David. He not killed him, and he not allowed to other person to kill him too. Nici el nu l-a omorât și nici nu a dat voie alte persoane, la Abishai sau cineva să-l omoare. And the verse 11. Și versetul 11. Please read it. Să mă ferească Domnul, să pun mâna pe unsul Domnului. Ia numai sulița de la căpătâiul lui, cu ulciorul, cu apă și să plecăm. The Lord forbid that I should stretch out my hand against the Lord's anointed. But please, take now the spear and the jug of water that are by his hand and let us go. Now you see his word. Deci vedem cuvintele lui. And now the people, they don't have a fear to speaking against the man of God. Dar astăzi vedem că oamenii nu au frică să vorbească împotriva oamenilor lui Dumnezeu. Don't have a fear to speak against the anointing. Și nu au frică să vorbească împotriva ungerii care este peste oamenii lui Dumnezeu. We need to always remember. Și noi totdeauna trebuie să ne aducem aminte. The man of God, the woman of God, what kind of life they have. Don't need to speak anything else, wrong word against them. Just prayer. Deci fie bărbați al lui Dumnezeu, femeie al lui Dumnezeu, indiferent ce viață au ei, noi nu avem voie să vorbim împotriva lor, adică să vorbim de rău, ci vedem ceva rău, ne rugăm pentru ei. And when you this sixth point you have a implement in your life, you maintain your anointing. Și când împlinești a șasele puncte în viața ta, atunci îți vei menține ungerea. Praise the Lord. Slăviți să fie Domnul.
This is your decision what you do. Care este decizia ta, ce vrei să faci? Receive it anointing and after that you not maintain is not good for you. Deci dacă vei primi ungere și apoi nu vei ști să o menții, nu este bine pentru tine. You need to take a decision now. Let's close your eyes. Și noi trebuie să luăm această decizie acum. Să închidem ochii. And just a few words we think about yourself. Și câteva cuvinte sau câteva secunde să ne gândim un pic la noi înșine. And really today the God through the word of God he talking to you. Și dacă cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu stă de vorbă cu noi astăzi. You surrender yourself. Să ne încredințăm pe noi înșine, să ne prosternăm înaintea lui. And said to the Lord, talk to the Lord, you help me, I implement all the 6 points in my life. Și să-i spunem Domnului și să ne rugăm să ne ajute Domnul să împlinim toate aceste 6 puncte în viața noastră. Heavenly Father, Tată Ceresc, you help us. Ajută-ne. You allow us, we are implement all the 6 points in our life. Și ajută-ne, Doamne, să putem să împlinim toate aceste puncte în viața noastră. And we help others. Să putem și să ajutăm pe alții, Doamne. Guide us, Holy Spirit, continue. Ghidează-ne continuu, Duhule Sfinte. And use us for your kingdom, O Lord. Și folosește-ne, Doamne, pentru împărăția ta. And help us, we are maintain the anointing you've given us. Și ajută-ne, Doamne, să menținem această ungere, să rămânem în această ungere care am primit-o de la tine. Thank you, Father, you are hearing our prayer. Și îți mulțumim, Tată, că și ne-ai ascultat rugăciunea. In Jesus mighty name we pray. În numele măreț al Domnului Iisus Hristos ne-am rugat. Amen. Amen. And I give the time to Sister Olte because some people they have a poems and the songs and after that the Pastor George he prayed and we close. Yeah, thank you, Pastor Raj, and we bless the Lord. So with God's grace, yeah, I will continue with song, yeah, a song. Brother Eugene with a song, Sister Maria with a poem, and then Pastor George will close with a prayer. So, cu ajutorul Domnului, deci vom mai continua doar două puncte, ceilalți care n-ați intrat de data aceasta, ne cerem iertare, data viitoare. Deci, să nu fie prea lung, să nu fie prea obositor pentru trup, așa încet cu încet să pot să-mi revin. Sau fratele Vlad, o cântare, sora Maria, o poezie și apoi fratele George se va ruga pentru cauzele care sunt, pentru ca Domnul să ne ajute să continuăm, să punem în practică ceea ce am învățat și Domnul să fie cu noi mai departe. Amen. Pacea Domnului Iisus! Pacea Domnului Iisus, pace! Să te binecuvânteze, sora Aurica, sora Mișoara, cei care s-au intrat mai târziu. Doris. Fratele Eugen. Slăviți să fie Domnul. Domnul să ne binecuvânteze pe toți. Praise the Lord. May God bless you. Să laud pe Domnul cu cântarea mai scos din groapa pieirii. And the song he's going to sing, the message is you took me out from the pit of death. O semnă de ștandor, el spre mine s-a plecat. El mi-a ascultat rugăciunea și m-a izbăvit de păcat. M-a scos din groapa pe iri, din fundul mocirne m-a scos. Eu vreau să-i aduc mereu slavă, că cel este Domnul meu Hristos. M-a scos din groapa pe iri,
din pământul mocirlei m-a scos. Eu vreau să-i aduc mereu slavă, că cel este Domnul meu Hristos. Mi-a pus o cântare nouă în gură, o laudă pentru cel de sus. Mi-a pus și picioarele pe stâncă, că stânca aceasta e Iisus. M-a scos din groapa pe iri, din fundul mocirlei m-a scos. Eu vreau să-i aduc mereu slavă, că cel este Domnul meu Hristos. M-a scos din groapa pe iri, din fundul mocirlei m-a scos. Eu vreau să-i aduc mereu slavă, că cel este Domnul meu Hristos. Ferice va fi de oricine, el cel ce se încrede în Dumnezeu. El nu se va încrede în oameni, ci se încrede doar în Dumnezeu. M-a scos din groapa pe iri, din fundul mocirlei m-a scos. Eu vreau să-i aduc mereu slavă, că cel este Domnul meu Hristos. M-a scos din groapa pe iri, din fundul mocirlei m-a scos. Eu vreau să-i aduc mereu slavă, că cel este Domnul meu Hristos. M-a scos din groapa pe iri, din fundul mocirlei m-a scos. Eu vreau să-i aduc mereu slavă, că cel este Domnul meu Hristos. Aleluia! Slavă Domnului! Domnul să te binecuvânteze, frate Eugen! So he took me out from the sinful life, from the filthiness of the world. I want to give him glory, for he is the Lord. He is my Lord Christ. He put my feet on the rock, and we know who the rock is, Jesus, and a song of praise in my mouth. Blessed be the one that trusts in God and not trust people, but only God. Glory to God. That's the message of the song. Praise God. Sara Maria with the poem. Sara Maria cu poezie. Slăvit să fie. Amin, amin. Harul și pacea cu noi. And the grace, the peace of our Lord Jesus Christ be with us all. Inisiu ne-a fost dor de tine, Sara Maria, de toți ne-a fost dor. Fiți binecuvântați. Blessing to each and everyone. Este o poezie de actualitate, dar culeasă și scrisă în 1991 a fratelui Bugulescu. There is a poem written in 1991, but is a poem which kind of reflects whatever is happening now. Se numește Zbor. And it's called Flight. Și cu aceasta vreau să rămân în ceea ce Domnul ne-a transmis prin sora Sanda, prin tot ce transmite cuvântul, că de fapt ținta noastră este zborul și ajungerea în prezența Domnului Iisus. And through all the messages that have been today, the message and the song about that Sister Sanda and the words that we received
this encouragement to Sister Sanda and everything. So what we are fighting for is to be and to fly, to be in the Hallelujah. Presence of the Lord. Amen. Hallelujah. Deasupra norilor bătrâni cărunți, în urlet de motoare înfierbântate, din nesfârșit ogoluri facem punți, din ceasuri lungi, minute comprimate. Zburăm spre ceruri, dar cărăm cu noi povara nostalgiilor terestre. Plecăm departe și venim înapoi, iar cerul îl privim doar prin ferestre. Țâșnind cu supersonice puteri, sclibind în soare, învăluiți în ceață, zburăm spre mâine. Dar privim spre ieri și zborul acesta îl numim noi viață. Atât de ar fi, mi s-ar părea banal. Și n-aș pricepe rostul vieții mele. De aceea aștept destinul meu astral, când voi zbura ca gândul printre stele. Ne-am înălțat peste păduri și munți, prin spațiul poluatei atmosfere, la cea mai sfântă nuntă dintre nunți, cu mii de herghelii de cai putere. Iar peste mări, oceane și pământ, arhanghelii suna vor din trompete, să anunțe arătarea celui sfânt și învierea morților încete. Și cerul veșniciilor de apoi ne va întâmpina așa cum este, căci l-am cărat atâția ani în noi și l-am privit adesea prin ferestre. Amin. Amen, amen. Yeah, the day will come when we will fly, you know, through the clouds to meet our Lord Jesus Christ. And now that we had only a dream, and sometimes we look to see the sky through the windows. You know, it's very hard to translate the poems, but this is what we're all longing for, to be in the presence of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. So we want to thank God for today and for your patience and those who came to serve the Lord. Vrem să mulțumim Domnule pentru tot ce a fost astăzi, pentru toți frații și surorile care sunt aici cu noi și au fost în slujire. Domnul să ne binecuvânteze și să lase în continuare ungerea Lui peste fiecare dintre noi. Mulțumim tuturor care ne-au urmărit live și acum, deci, cei care ați adus cereri de rugăciune, dacă nu le numim personal, sau fratele George se va ruga, deci vor fi cuprinse toate aceste rugăciuni și Domnul să ne binecuvânteze pe fiecare. So, through Pastor George, you will pray for those that are suffering, those that posted their prayer request, not namely each person, but in general, and may the Lord help us to implement whatever we learned today. Pastor George, I'll translate. Hallelujah. Hallelujah. Yeah, we thank God and we give you praise. Mulțumim Domnului și aducem slavă. Everything that He is in our lives. Pentru tot ceea ce este El în viețile noastre. Hallelujah. For this far He has brought us. Și mulțumim pentru că până aici El ne-a ajutat. For it is not by might nor by power, but by the Spirit of God. Și nu este prin puterea noastră, ci este prin puterea lui Dumnezeu. Lord the Father, in the name of Jesus, we bring all our needs before your presence. Da, Tată Ceresc, în numele Domnului Iisus Hristos, aducem toate nevoile noastre înaintea prezenței tale. With thanksgiving, we want, Lord, to praise you for the good things, healing, and the even powerful administration in our lives and in our ministries. Hallelujah. Și venim cu cuvinte de mulțumire înaintea ta pentru vindecare, Doamne Iisus, și pentru lucrarea care o face, Doamne, prin ceea ce facem noi, Doamne. We have a living testimony of healing and taking us from the bond of death of COVID. Hallelujah. Avem aici, Doamne Iisuse, și sunt o mărturie vie a vindecării, căci Tu m-ai scos și pe mine din COVID și pe soțul meu, Doamne. For you liveth, and Lord, through you we live.
Da, Doamne, pentru că Tu trăiești, Doamne, ești viu și prin Tine și noi trăim și suntem vii, osana, aleluia. And we decree by Your word that we are not and will have no portion of COVID in our lives and in our families, even in our communities. Și declarăm în numele Domnului Iisus Hristos, Doamne, prin credință, căci, Doamne, COVID-ul nu va fi parte din viețile noastre, Doamne Iisus, și familiile noastre și comunităților noastre, Doamne. We have been set apart and we are Your portion. Căci Tu ești porția noastră, Doamne, căci Tu ne-ai pus deoparte, Doamne. You are ministering to in us in a great and in a wonderful way. Căci Tu ești acela care lucrează, Doamne, și prin noi, Doamne, într-un chip minunat, Doamne, îți mulțumim. We come in agreement and we pray and we stand with those who are sick, with those who are in ICU, with those who are suffering. In the mighty name of Jesus. Da, Doamne, venim toți o inimă și un gând în numele Tău, Doamne Iisus, și ne rugăm pentru cei care încă sunt bolnavi, Doamne, care sunt în terapie intensivă, Doamne. Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos să-i atingi, Doamne. For it is by Your grace and by Your stripes, O Father, in the name of Jesus, we are healed. Și prin rănile Tale, Doamne Iisus, și prin puterea Ta, numele Domnului Iisus Hristos, suntem vindecați. Stretch Your hand and heal them, O Lord. Raise them from their dead beds. Raise Hallelujah. Them from their sickness in the mighty name of Jesus. Întinde-ți mâna Ta, Doamne Iisuse, și ridică-i din patul morții, Doamne Iisuse, și lasă vindecare peste ei numele Domnului Iisus Hristos, ne rugăm. And glory and honor belongs to You, O God, in the mighty name of Jesus. Gloria și onoarea aparține Ție, în numele măreț al Domnului Iisus Hristos. I remember and I raise and I pray for Pastor Raj and the family and the church, even with the ministry, O Father. Da, Tată, și venim și aducem rugăciune, Doamne, Pastorul Raj, Doamne, familia lui și biserica și lucrarea întreagă care se face, Doamne. I pray for Sister Altea with the family and the ministry, da, in my name. Aleluia. Și ne rugăm, O Doamne, și pentru mine și familia mea și lucrarea care o facem în numele măreța numelui Tău, Doamne. I remember Brother Alexandru in the name of Jesus Christ. Și ne rugăm și pentru fratele Alexandru în numele Domnului Iisus Hristos. I pray for Sister Maria, Sora, I pray for Sandra, Christian, in the mighty name of Jesus. Și ne rugăm pentru Sora Maria, pentru Sora Sandra, pentru fratele Cristian, în numele Domnului Iisus, Sandra. Eugene, Elena, Anna Soria, in the mighty name of Jesus, lift them before Your throne, O Lord. Da, Doamne, pentru sora Elena, pentru fratele Eugeno, Doamne Iisus, pentru sora Aurica, Anișoara, toți care sunt atela, care sunt aici cu noi, Doamne, numele măreț al Domnului Iisus Hristos. Iurica and Ada, in the name of Jesus, O Lord, lift them and we pray for their families. Și pentru toți, Doamne, pe toți aducem înaintea Ta rugăciunii și Te rugăm și pentru familiile noastre tuturora, în numele măreț al Domnului Iisus Hristos. And those who have attended and even have not mentioned their name, and those who did not manage, Lord, we pray and we sanctify them before Your presence. Și numele celor care nu i-am amintit, care au fost cu noi și au plecat, Doamne, pe toți aducem în fața Ta, Doamne, numele măreț al Domnului Iisus. Even Lord, I pray and I humble before Your throne as I minister to the people in Western Uganda now in this mission work, Lord, and my family back in Kenya. I just come before Your presence. Da, Doamne, și aducem, Doamne, și lucrarea în care este pastorul George acum în Uganda și familia lui și lucrarea și biserica care sunt în Kenya, Doamne, Te rog Tu să lucrezi, Doamne. Oh Lord, we thank You, we bless You for being faithful to us. Și venim să-ți mulțumim, O Doamne, că Tu ești acela care rămâi credincios, O Doamne, fiecăruia dintre noi. And for ministering this such a wonderful
wonderful and great things in our ministry and in our meetings and in our family and reaching and answering our need in a special way. Hallelujah. Pentru că tu ești acela care lucrezi, o Doamne, în viețile noastre, în familiile noastre, în lucrările fiecăruia în care suntem involvați, o Doamne, și tu ești acela care și prin noi lucrezi, o Doamne, în viețile altora. For this we pray, O Lord, as even we depart and we go back to our other missions, our other duties of today, and even others in the night, may your mercy, may your spirit clothe them and shed them with your love and your peace. Da, Doamne, acum la despărțire, Doamne, unde fiecare merge mai departe la lucrurile noastre, cei care, unde este noapte, care se duc la culcare, Doamne, fii cu noi, Doamne Iisuse, cu fiecare dintre noi, Doamne, și familiile noastre și lucrarea care o facem fiecare. For this I pray in Jesus' name, our Savior and our Lord. Amen. Amen. Pentru toate acestea m-au rugat în numele Mântuitorului și Domnului nostru Iisus. Aleluia. Amin. Thank you. God bless. Thank you, Pastor George, and greetings to whoever you are visiting in Uganda. God bless you and use it there and be with you. And mulțumim tuturor și am transmis salutări familiei care îl primește pe fratele George. Este în misiune în Uganda, Domnul să-l binecuvânteze. Vedem că s-a legat acolo un pic Uganda cu Kenya, țări vecine, Domnul să-i binecuvânteze și vă salutăm pe toți, mă bucur să vă văd. Cum a zis și fratele Raj, v-aș îmbrățișa, dar suntem departe. We praise God and like you said, we want to hug each other, but we're far away. Nu am putut să urmăresc cei care ne-au urmărit live, ne-a fost dor de tot să mă uit prin comentarii, doar așa pot să văd după cei care scris, ați lăsat acolo mesaje, voi încerca să răspund, n-am reușit să răspund la toți care v-ați rugat pentru mine, vă mulțumim și pentru soțul meu, vă mulțumim din inimă, Domnul să vă răsplătească și Domnul să vă întoarcă dragostea și asupra voastră, dumneavoastră și familiilor dumneavoastră. I want to thank each and everyone that prayed for myself and my husband. I did not have chance probably to reply to, and not even see all the comments and prayers, and I'll try. And also, I don't know who watches live because I did not pay attention, but through the comments, I see who watched, and if somebody left some comments, I'll try to reply. And here we'll conclude the meeting today, and we bless you all in the name of the Lord, and we thank him for the fellowship, thank him for the love that he showed to us, and for love that that we feel for each other in Christ. God bless you all, and with God's grace, we'll see Monday in our group prayers, individual prayers. So aici ne vom despărți și cu ajutorul Domnului ne vom întâlni luni în grupul Inaș, acolo pentru rugăciune individuală. Cei care ați adus cauzele și nu s-au amintit, veniți luni, la aceeași oră, vom fi în grupul INO și atunci ne vom ruga personal pentru fiecare cauză și mai departe vom anunța, credem că începem și școala biblică, so I believe we're going to start the Bible school also, with God's grace, and continue to work for God's kingdom. Okay, greetings to you all, and Domnul să vă binecuvânteze pe toți și ne vom vedea data viitoare cu ajutorul Domnului. Amin. Okay.